Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Marea Mureșul azi. Invitatul din această seară este președintele PNL Baia Mare, Ionel Bogdan. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Iată, sunteți prima oară în studioul din Baia Mare al, să spunem, maramedia.ro. Aș vrea să intrăm direct în subiect și să vă întreb care e situația organizației PNL Baia Mare, șefia căreia ați preluat-o practic după alegerile locale. Unii l-au considerat un eșec pentru PNL Baia Mare în condițiile în care sunt doar 3 consilieri locali PNL. Alții au spus atât s-a putut cu participarea la vot care a existat. Care e situația la ora actuală? Se apropie alegerile parlamentare. Sigur că trebuie să învățăm din trecut, din greșelile pe care le-am făcut în trecut, și să încercăm să recâștigăm încrederea băimărenilor și a maramureșenilor. Eu cred că ceea ce am realizat în aceste 2 luni și un pic de când sunt președinte al PNL Baia Mare este, în primul rând, o echipă cu care putem să intrăm în alegerile parlamentare fără emoții. O echipă care, eu cred că, s-a conturat într-un sens pozitiv, care are proiecte pentru municipalitate și sigur că vom avea și proiecte legislative pe care le vom promova în următorul legislativ. Da, spuneați că există o echipă, să spunem, cu care sunteți pregătiți să intrați în alegerile parlamentare. Dați-ne câteva nume despre aceasta aș vrea să discutăm astăzi, dar mai ales un lucru foarte important, dacă pe lista, pentru că acum este listă la alegerile parlamentare, nu mai sunt colegii, se vor regăsi și personalități din Baia Mare, dar și din alte localități din Maramureș. N-aș vrea să vă dau nume din echipă, deoarece n-aș vrea ca într-un fel sau altul să nu pronunț un nume și să se simtă unii colegi supărați. Suntem o echipă destul de mare, avem un birou de 59 de persoane. Eu cred că toți membrii biroului pot să aducă valoare adăugată în aceste alegeri și sigur în comunitatea din care facem parte cu toții. Da. Pe lista de la parlamentare, bănuiesc că până la urmă, în calitate de președinte al PNL Baia Mare, cel puțin, vă veți regăsi și dumneavoastră. N-am să vă întreb pe ce loc, fiindcă înțeleg că sunt în continuare încă discuții și la București și în plan local. Însă aș vrea să vă întreb, în opinia noastră, ce ar trebui să facă un parlamentar. Am văzut mai nou în aceste zile un război al comunicatelor între parlamentarii PSD și PNL. Unul care, cel puțin în opinia unor cetățeni, pare doar așa o chestie de fațadă, o cocoșală, cum a fost numită și pe site-ul maramedia.ro, și mai puțin o discuție pe proiecte și ce ar fi trebuit să facă în ultimii 4 ani de zile acești parlamentari care au fost aleși, sigur, e adevărat, pe listele USL în acea vreme. Eu cred că aici discuția este una un pic mai largă, în sensul că trebuie să, în primul rând, să facem o antiteză între candidații pe care îi vom avea, încă nu avem definitivată lista, dar cu siguranță vor exista pentru toate pozițiile din Senat și Cameră câte un candidat. Nu știm care vor fi cei eligibili, pentru că încă nu avem votată o listă finală în biroul politic județean și mai apoi, sigur, validată de centru. Dar ceea ce noi trebuie să scoatem în evidență este faptul că noi cu siguranță vom avea o listă de oameni integri, oameni care nu sunt certați cu legea și care vor încerca să reprezinte așa cum trebuie interesele maramureșenilor la București. Ceea ce nu se întâmplă pe listele PSD, vedem pe listele naționale, deja există destul de multe nume care au diverse probleme penale și putem să dăm câteva nume. La ALDE Tăricianu, la PSD Liviu Dragnea, Victor Ponta și așa mai departe. Deci de aici începe practic toată discuția. Cât în ceea ce privește ce ar trebui să facă parlamentarii pentru județul Maramureș, pentru municipiul Baia Mare, eu cred că trebuie să avem niște inițiative legislative serioase care să repună Maramureșul pe hartă, dar care, sigur, nu trebuie să influențeze doar activitatea județului Maramureș, dar în același timp trebuie să susțină proiecte
locale. Adică nu trebuie să meargă doar în legislativ și să uite că sunt din Maramureș sau din Baia Mare. Trebuie să facă proiecte naționale, dar trebuie să se implice și în proiectele locale. Să susțină demersurile pe care autoritățile locale le fac și, de asemenea, să vină cu propuneri spre autoritățile locale pe care să le susțină la București, în executiv, pentru că orice parlamentar, indiferent că este în opoziție sau la putere, are posibilitatea să meargă la ministerele de resort, să meargă la guvern, să pună întrebări, să facă interpelări și să se implice în rezolvarea problemelor locale. Pe de altă parte, zilele acestea e o discuție întreagă privitor la dizolvarea Consiliului Județean, cel puțin PNL-ul asta susține că ar trebui să se dizolve, coroborat sigur cu situația de la Galați, acolo unde justiția în prima instanță a dat, să spunem, un verdict favorabil dizolvării. De cealaltă parte însă, PSD-ul spune că e tardiv și sunt foarte multe argumente. Practic, acesta a fost și subiectul dintre, să spunem, războiul comunicatelor. Până la urmă, e important să se întâmple un astfel de fenomen, și anume dizolvarea Consiliului Județean, dacă, sigur, justiția va hotărâ în acest sens, sau ar trebui să existe totuși o colaborare pentru ceea ce ar trebui făcut în județ, cu atât mai mult acum că se apropie alegerile. O bătălie pe proiecte, aș vrea să spun. Eu reprezint municipiul Baia Mare și nu aș vrea să intru într-o discuție pe Consiliul Județean. Însă ceea ce eu consider important de subliniat este faptul că trebuie respectată legea. Dacă s-a încălcat legea, atunci trebuie sancționat. Asta e literă de lege pentru orice demnitar sau cetățean din această țară. Nu numai pentru unii și pentru alții, nu. Bun. Respectarea legii e un aspect. Până la urmă, justiția va hotărâ ce se întâmplă acolo, dar care ar fi proiectele, de exemplu, județene pe care dumneavoastră le-ați vedea prioritare în viitorul foarte apropiat? Nu aș vrea să intru în această dezbatere, deoarece reprezint municipiul Baia Mare. Întrebați-mă de Baia Mare și vă răspund. Atunci, bun, dacă nu vreți să vorbim despre aeroport, care sigur este la câțiva metri de Baia Mare, pentru că credeam că veți spune în finalizarea sigur, aeroportului, de exemplu. Aeroportul este foarte important pentru municipiul Baia Mare și pentru județ. Din ce date am până acum, există foarte multe probleme cu finanțarea. S-a întârziat foarte mult contractul de execuție a lucrărilor. Avem în acest moment, din ce spun reprezentanții Consiliului și reprezentanții ministerilor de resort, că ar exista niște soluții de finanțare, dar eu, din ce am discutat la București împreună cu colegii mei din Partidul Național Liberal, avem o mare problemă, în sensul că cei de la Strabag vor termina lucrările și nu vor exista bani cu care să se plătească. Asta datorită managementului prost pe care Consiliul Județean l-a avut în această perioadă. E nevoie să vorbim și despre județ, fiindcă probabil vă veți regăsi pe lista de la Camera Deputaților sau de la Senat și va trebui să bateți județul. Există zone în care infrastructura lasă în continuare de dorit, există zone în care nu sunt nici măcar electrificate satele. Sunt foarte multe probleme la nivel de județ Maramureș. Le cunoașteți și pe acestea și care vi se pare totuși prioritare? Eu cred că noi, în primul rând, la nivel de Baia Mare și Maramureș, trebuie să avem o strategie sustenabilă pe termen lung. Sigur că infrastructura nu poate să lipsească din această strategie, pentru că de foarte mult timp n-am reușit, politicienii maramureșeni nu au reușit să implementeze proiecte serioase în județ. Drept urmare, mai avem multe lipsuri pe infrastructură. Vezi cazul Valea Izei, unde drumul se deteriorează pe zi ce trece, este cel mai important punct de trecere turistică, adică orice străin care vine să viziteze Maramureșul cu siguranță va trece pe Valea Izei. Avem situația infrastructurii din Țara Lăpușului, nu mai vorbim de Codru, sunt probleme destul de grave. Sigur că acum s-a reușit măcar repornirea motoarelor pe DN18, ceea ce este un lucru bun. Va rezolva problema de acces în județ, din județul Suceava, pe un drum normal.
Însă nu este suficient. Va trebui rezolvată problema Văizei, va trebui rezolvată problema țării Lăpușului și, sigur, pe urmă, problema Codrului și a altor zone de interes din județ. V-aș întreba dacă sunteți unul dintre liderii politici, era să spun parlamentar, dar poate că urmează, care mai crede că podul peste Tisa, pentru că e un subiect care se leagă foarte mult de Sighetul Marmației, mai e unul viabil. L-am auzit în ultimii 4 ani de zile deseori pe fostul prefect, actualmente consilier județean PSD, Anton Rohian, promițând acest pod peste Tisa. L-am văzut făcând și poze la un moment dat cu cei care măsurau și făceau, să spunem, lucrările de cadastru și topografie în zonă. Iată că au trecut anii, 4 ani de zile, și în zonă nu s-a întâmplat nimic, în afară de, să spunem, câteva studii de fezabilitate, care cred că vor și expira pe când va începe din nou discuția. Chiar am discutat această problemă la București și din informațiile pe care le avem și din discuțiile pe care le-am avut, reiese faptul că s-au făcut niște greșeli strategice destul de importante. Adică, ca să vă dau un exemplu, studiul de fezabilitate despre care vorbiți, sigur nu este primul, că au mai fost și înainte alte studii de fezabilitate, este un drum, este un pod cu două benzi pe sens. Ceea ce, sigur că ridică foarte mult costurile acestui pod, adică în loc să coste 8-9 milioane de euro, costurile se ridică undeva la 25 de milioane de euro pentru că trebuie rezolvată și problema malului râului. Și atunci, tocmai din acest motiv, se tot tărăgânează, nu se găsesc fonduri. S-au ajuns la niște sume mult prea mari și Ministerul Transporturilor nu consideră fezabilă această sumă. Însă, eu cred că un pod cu o bandă pe sens, ceea ce a rezolvat problema traficului peste Tisa, pentru că nu avem o nevoie chiar atât de mare, nu există un trafic atât de intens. Și vă dau un exemplu foarte clar. La Ruse, Giurgiu, este un pod de trecere internațională și este cu o bandă pe sens și este suficient, adică nu stai mai mult de 10 minute pe pod în zilele de trafic intens. Am fost personal și știu despre ce este vorba. Ori peste Tisa spre Ucraina, când noi nu avem încă dezvoltate linii de comerț importante cu Ucraina, Ucraina nu este în spațiu comunitar, nu cred că trebuie să ajungem la asemenea sume. În urma discuțiilor pe care le-am avut, sigur că s-ar putea chiar un reprezentant al Ministerului Transporturilor să vină în zonă, și sper ca în viitor să se găsească o soluție financiară pentru acest pod. Da, până la urmă, sigur, mă bucur că n-am auzit nici despre promisiunea că podul se va face în următorii 4 ani de zile și nici despre tunelul pus sub Butâi, un proiect despre care se vorbește de pe vremea lui Alexandru Cosma, bun, când a fost președinte de Consiliul Județean. În fiecare campanie electorală am auzit tot felul de minunății și probabil că în laboratoarele partidelor se pregătesc și acum tot și felul se vor mai auzi de minunății și promisiuni pentru maramureșeni. Eu n-aș vrea să intru în zona asta. Eu vreau să, în programul meu de candidat, vor exista 3 propuneri legislative foarte clare. Vor exista câteva proiecte pentru județ foarte clare pe care voi urmări să le implementez în perioada mandatului dacă voi lua un mandat de deputat. Și dacă nu voi lua acest mandat, tot mă voi strădui să implementez proiectele pe care le voi propune maramureșenilor și băimărenilor. Însă nu aș vrea să intrăm iarăși într-o dezbatere despre proiecte fantasmagorice cu tot felul de sume vehiculate enorme și foarte multe investiții și pentru că știu cât este realizabil și cât nu este realizabil. Eu n-aș vrea să mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și să-mi zic că peste 4 ani, păi da, ați promis tunel peste Gutin și nu l-ați făcut și să găsesc tot felul de motive pentru care nu l-am făcut.
pentru că nu este corect. Vreau să propun proiecte fezabile, proiecte care sunt importante și care pot să aducă valoare adăugată pe termen lung. Ați spus, să spunem, sub îndoială faptul că veți fi sau nu parlamentar și v-aș întreba atunci cum veți face ca ceea ce v-a trasat, să spunem, ca și sarcină de servici în plan local președintele PNL Alina Gorghiu, prezentă la Balul Castanelor PNL, organizat în urmă cu ceva timp, și care în conferința de presă a spus vreau de la Baia Mare 30% cel puțin, vreau 4 parlamentari. Asta înseamnă că probabil se dorește cel puțin un senator și vreo 3 deputați. E un target pe care vă propuneți să-l atingeți și cum? Sigur că acum nu o să vă dezvălui toată strategia pe care noi o punem la punct, însă m-ați întrebat dacă de ce nu sunt sigur că voi fi sau nu voi fi deputat. Unu, pentru că încă nu avem nominalizările finale ale partidului și forul de conducere județean, reprezentanții din tot județul al Partidului Național Liberal vor desemna lista de candidați finală pe care o vom trimite la București și la București se va valida. Asta se va întâmpla în maxim o săptămână. Dacă voi fi pe listă, pe un loc eligibil, semi-eligibil sau neeligibil, asta rămâne de văzut. Însă va fi foarte important și scorul pe care îl vom obține, pentru că chiar dacă voi fi pe un loc mai puțin bine plasat, dacă votul va fi unul favorabil pentru proiectele noastre și pentru ceea ce dorim să facem pentru municipiu și pentru județ, cu siguranță că voi fi și eu în Parlament. Dacă nu, nu. Lucrurile sunt destul de simple. Bun, facem o scurtă pauză de publicitate și vorbim în partea a doua a emisiunii și despre Baia Mare în special. Sunt aici și câteva probleme. Primăria a cerut, adică ANAF-ul a cerut insolvența primăriei, să spunem așa, sau executarea silită mai exact. Putem vorbi și despre Baia Mare 2021 după o scurtă pauză de publicitate.